Capitala Austriei este Viena. Limba oficială în Austria este germană, dar legea grupurilor etnice din 7 iulie 1976 permite în comunicare cu autoritățile utilizarea limbii grupurilor etnice recunoscute. În unitățile administrative și jurisdicționale, Carintia, Burgenland și Stiria, cu o populație slovenă, croată sau mixtă, limba slovenă și croată este permisă ca limba oficială. Austria a devenit stat membru a Uniunii Europene la 1 ianuarie 1995. Populația acestei țări numără 8.602.112 locuitori. Curiozități. Austria este locul nașterii valsului. În Austria putem vizita cel mai vechi restaurant, St. Peter Stiftskeller, care a fost menționat pentru prima dată într-un document din secolul al IX-lea al unui savant din Salzburg. Munții domină peisajul Austriei. 68% din suprafața țării are o altitudine de 500 de metri, 62% fiind munții Alpi. În Austria există și cea mai veche grădină zoologică, Tiergarten Schönbrunn, deschisă în anul 1752 la Viena. Wir sind so 16, wir chillen im Sommer bei dir.